așa ceva aici. Mi s-au blocat accesul către piață. Sunt oameni bătrâni care nu au cum, s-a închis piața. Nu prea normal praful, dar ce să facem, unde să mergem mai? E de groază. E foarte rău, pentru că au închis aici baricada, parcă suntem niște câini într-un coteț. Dezastru, e dezastru. Ce faci? Trebuie să stau pe partea cealaltă, dar seara mai ales este foarte primejdios pe aici. Pe această porțiune se lucrează la devierea traficului. Se construiesc două benzi de stradă pentru ca în dreapta mea să se poată lucra propriu-zis la stația de metrou. Toți copacii vor fi tăiați, iar în locul lor se va turna asfalt. Cu toate nemulțumirile locuitorilor din zonă, conducerea Metrorex are planuri mari. E o vorbă la român, nu se poate să stai și cu slănina în sân și cu buzele unse. Vom face de așa manieră și este condiția de bază pe care o impunem constructorului ca să deranjăm cât mai puțin. Să lucrăm în perioade în care să nu se simtă că este zgomot sau este praf. Prin aceste afișe, constructorii cer înțelegere locuitorilor din zonă pentru desfășurarea lucrărilor. Bucureștenii au simțit și ei nevoia să le dea replica, așa că au scris cu pixul. De ce ne-ați împiedicat traversarea dacă nu sunteți pregătiți să lucrați? Au trecut două săptămâni și nu s-a început nimic. Vestea bună e că în următorii 4 ani metroul ar trebui să ajungă din drumul Taberei la Universitate, iar de aici în Pantelimon.